Salutare, prieteni! Astăzi, 24.04, chiar în ziua de Paște, undeva la Casa Lăzăruiu, în Argeș. Am venit la o pensiune foarte, foarte mișto. Încă o dată vă spun, Casa Lăzăruiu. Și au aici un lac care poți să și pescuiești, să stai și cu cocktailul așa. Pontoane, lumea de la pește. Acolo undeva avem parc pentru copii. Cu tot felul de leagăne, tot felul de jocuri educative sau topogane. Tot ce înseamnă pentru copii. Iar aici avem diferite bungalouri și pensiunea mare acolo. Nu prea se vede de copaci ăștia, dar este acolo. În schimb, am și pescuit. Astea două bețe sunt al un prieten de-al meu și bățul de acolo este al meu. La bățul ăla am luat caras și crapă, la care o să vi arăt acum. Ca și momeală, pop-up-uri, TTX cu viermuși, râme, de toate avem la noi, dar i-am luat la buchet de vierme, pe toți. Haideți să vă arăt, dacă cumva vreți să veniți aici, este un loc superb pentru vacanță, mini-vacanță, 2-3 zile, sau chiar un weekend. Au și piscină interioară, foarte mișto. În dreapta aici este Argeșul, curge Argeșul pe lângă noi. Iar pe ponton dăm noi la pește. Hai să vă arăt ce am prins. Pentru când sunt zilele cu soare, avem și șezlonguri. Avem prietenii mei acolo. Și acum vă arăt ce am prins. Hai! Cam asta e. Vă pup și n-ascultați ce zice ea, că sunt niște imbecili. Vă pup și vă salut.